ziua. Hai, stai aici, aici, măi. Da. Aici stai, da? Da, așa. Ia zi, ce faci? Ce mai faci? Uite, coale mele. Așa. Auzi? Da. Tot aștept poștașul să vină de două zile cu pensia. Nu te mai iubește, mă. Nu, dragă. Că sunt pe caz de boală. Nu apare. Uh-huh. O să vezi că vine acum, când sunt aici la tine, și o să trebuiască să mă duc la poștă. Da. Uh-huh. Dar poșta aia nu e niciodată deschisă. Vrei puțin zahăr? Ah, da. Așa. Da, ci că o să o închidă de tot. Pe bune? Da. Hai, mă. O să pună tot pe computere. Memorii. Roboții. Da, da. Dar eu niciodată nu o să-mi deschid card bancar. Amin. Nu, domnule. Nu. Cash-ul e sfânt. Amin. Auzi, da, tu ești singurică? Da, ale mele sunt plecate toate la munte. A, acum, înainte de nuntă? Să se mai relaxeze și ele puțin. E, ce vă mai place relaxul? Da, da. De când v-ați înrodit cu lumea bună, sunteți în bani, în cash? Așa e, când ai fete frumoase și deștepte cum am eu. Da, normal. Da, da, așa e, așa e. Măcar una dintre ele să nu te facă de râs în tot satul. Doamne, da. Ce mi-ai pățit cu săraca Adina. Săracuță. Da, divorțează de Doru. A, da? Mhm. A. Apropo, ce mai face Doru? Doru e cu Adina la munte. Păi nu zice că divorțează? Măi, hai că mă, vrea mă descurci nouă de... Te-am chemat aici să te rog ceva. Ce? Zi. Vreau să îmi fac un nou look, un new look. Să mă transform, să devin alta, să-mi zică lumea Diva Doina. Ce-i dragă? De ce râzi? A, tu vorbești serios? Da. Și ai vreo idee? Da, uite aici. Am căutat pe net așa, ia uite. Ce zici? Doina, să știi că eu nu fac vrăjeși. Hai mă, termină cu vrăjeala și hai să ne apucăm. Să știi că o să ne ia o groază de timp. Doamne, cât mai trebuie să stau cu vopseaua asta în cap ca să iasă culoarea? Hai, mai las-o încă 5 minute. Suportă, nu vrei să fii divă? Of, dar nu mai pot, mă, mă mănâncă, mă, mă ustură pielea capului. Nu mă... Măi, aici vorbim de nuntă. Vezi că o să vină 40-50 din căciulați și că pe atât, de pe lângă comuna șepcălaței voștri. Câți? Când ai zis că e loc în conac? Ce conac, mă, că nu e chiar așa conac, e mai... Mă, dar ginele, tu nu-i dita mai mogulu. E, dar nu chiar așa... Doamne, dacă ne aduce asta tot căciulațiul pe cap, ne facem de râs. Nu, a, am uitat, iartă-mă, am uitat, măi, Petronelo, am uitat să spun, s-a schimbat locația, măi, Petronelo. Unde? La mare, pe litoral. Cum, mă, la mare pe vremea asta? Păi da, ei vor ceva mai romantic, așa, pe malul mării. Și cum le spun, mă, oamenilor să vină la mare? Puneți autocarul la dispoziție. Ei, era să spun eu ce le punem acum, ale... Trenul vieții le punem, al vacanței la mer. Tarirara. Măi, miroase încins. Vezi, nu-mi scadă părul la mâna lui Căita. Hai să-ți spăl. Ți-am zis că trebuie să mă spăl. Poate îmi cade părul acum, să vezi ce-ți fac. Așa. Dragii mei, s-au terminat pregătirile pentru nuntă? Totul e pus la punct. Bravo. Mai niciun fel de problemă. Sunt așa de bucuroasă că Victor pe bune s-a îndrăgostit de Eva. Aha. Mi-era teamă să nu fie așa totul din cauza testamentului și... A, apropo, au mai dat un semn de viață, ceva? Nu, stau acolo ca doi porumbei. Băi, asta era și ideea, exact. Să nu-i deranjeze nimeni. Voi ați fost cu idee? Nu, ei. Ca să nu intervină Diana, nu? Ce, măi, de Diana e scoasă din ecuație. Gata, o să o dea afară de la firmă. O să o dea? Adică n-a dat-o afară încă? Zice. M-am gândit să-mi fac implant de păr. Ce? Pe piept. Ca să fiu mai, puțin mai... Mai bine de creier. Of.
Alo, alo! Nu mai vine în vădiu de afacerile mele, că mă descurc. Gata, am ajuns acasă. Nu e nevoie să dați bacșiș șoferului. Stai liniștit, că nici nu ne gândeam. A din inima mea, cum rămâne cu noi doi? Ce? Suntem iar împreună? Păi tu ce fumezi? Nu, divorțăm. Păi, la munte când... Na. Ce se întâmplă la munte, rămâne la munte. Hei. Bine, păi... Păi... Pop. Nu tu. Ne auzim cu nunta. Da. Acum vine, în curând. Mersi. Pa, domnule Pop. Pe curând, doamna Pop. Doamnelor. Am plecat și eu. Doamnelor. Am mai reușit o vacanță. Ei, stai liniștită că n-a fost vina ta. Chiar îmi pare rău, jur că nu știam nimic de Marius. Nu, e ok, eu înțeleg de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Nici mă enervează dorul ăsta. Auzi, da. Ce făceai cu dorul în camera aia? Ei. V-ați întors?